Am adus manelele în casa de cultură din Cisnădie. Da. Nu microfonul ții ca pe un fanfaron, așa zici că o puță murdară? Limbi în pizdă. Îți faci un pic de kung fu mental. Bucălaie, văd că ai lacrimi în ochi. Teoria multiversului ne spune că există un număr ipotetic de universuri posibile, inclusiv ăsta. Chiar îți put picioarele? Chiar îmi puteau picioarele și mă simțeam prost. Dar zic, bă, două variante, mă spun să scriu o glumă, da. Ce ți-ar plăcea să stai așa în patru labe? Eu am vrut să-ți iasă rău că nu-mi place de tine, da? Cum îți explici chestia asta, crețule? M-a simțit, am stat un pic. Wow! Ce mai speker! Băi, episodul 5! Oameni, vă mulțumim foarte mult că sunteți din nou cu noi. Episodul cu numărul 5 este fix acum la un click distanță pe YouTube. Iată că l-ați apăsat. Bum. Vă mulțumim foarte mult, Cisnădie, că ne-ați primit încă o dată la voi acasă. Sunteți a doua noastră casă. Familie. Vă iubesc enorm. Mult. Ce se întâmplă la The Mic? Avem un concurs de stand-up, am avut 36 de concurenți, au mai plecat dintre ei, că suntem la episodul cu numărul 5. 5. Aceleași reguli, 6 oameni care vin aici. Aceiași bani. 2 pleacă. Doi mai rămân departe în semifinală, 4 pleacă acasă. Da. Ca să trecem mai departe, avem nevoie de jurați. Jurați de calitate. Vă promitem. Am mare încredere în ei. Deci, oameni buni, aplauze pentru jurații din această seară. Iată-i! Ia uite! De regiziune! Băi! Vă rog. Primul dintre jurați, oameni buni. Primul dintre jurați, oameni buni, Gabriel Gherghe. Zi. Nu e nimic despre ochi. Gabi Gherghe se îmbracă puțin mai fashion decât vârsta lui biologică. Gabi Gherghe pare genul care are pijama cu numele lui pentru când merge în spital. O am din armată, am păstrat. Cu glugă. Da. Și aplauze pentru Gabriel Gherghe. Da, este juratul nostru, vă rog, din suflet. Da. Mirica, gluma obligatorie, a râs ca Laurențiu Duță, doar că în loc de piese de dragoste cânti despre boli venerice în urma dragostei. Te-ți mulțumim, Sergiu Mirica. Așa. Sunt coleg de turneu cu Mirel Popinciuc și nu vreau să zic că doarme urât. Dar pare genul care și perna lui lasă bale la rândul ei. Felicită, Mirel Popinciuc, bravo! Aplauze pentru Mirel Popinciuc! Ce băiat! Și în ultimul rând, dragă bucălaie, arăți ca rezultatul unei orgii dintre șef Sorin Bontea și un bețișor de urechi. Unde bețișorul a putut? Da. Așa sunt cei patru jurați. Ăștia sunt. Ce avem? Ce ne lipsește, dragă? Ne lipsesc niște concurenți. Care unde sunt? Concurenții care sunt în spate și pe care ei o să elimine pe rând la final, rămânând doar 2 dintre ei. Noi nu știm cum intră ei, acum urmează să extragă ordine, așa că îi dăm legătura lui Alex Ioniță. Salut, Alex, ne auzi? Da, vă aud. Mulțumesc, băieți, sunt aici cu oamenii care vor reprezenta stand-up-ul, să spunem așa, în România, în ediția a 5-a, The Mic. Aveți emoții? Vă simt așa un pic emoționat. Nu ai pic de emoții pe tine de apucat și râsul? Hai să stabilim ordinea, hai să nu mai pierdem timpul. Ce ziceți? Aveți vreo idee? Nu? Perfect, am eu. Trebuie să intri în agenda telefonului și să găsești cea mai populară persoană pe care o ai acolo, în funcție de follower pe Instagram, să spunem. Și veți intra pe scenă în funcție de cea mai cunoscută persoană pe care o aveți în agenda. S-a înțeles? Perfect. Mihai. Ana Baniciu, colega mea de facultate. Poți să-l arăți la cameră, te rugăm? L-ai de atunci? Da. Să vedem în regie câți follower are Ana Baniciu, dacă se poate. 637.000. God damn it. Ce de followeri. Florentin, te văd că cauți de zor, dar nimic. Nimic, e greu. Ce se întâmplă? O să merg cu tatăl nostru, profesorul nostru, cu cârje. L-am trecut cârje cu rotile în telefon. De ce? De ce mai așa? Să vedem din spate cât are cârje, deși știm cu toții care puțin. 22.000 de followeri. Okay, ok. Ești departe de Ana Baniciu. Ata zic. Edi.
Eu o să mă arunc puțin și okay. O să spun Micuțu. Micuțu. Am numărul lui. Ai numărul lui, dar în general vorbești cu el? Nu. Ok. Nu. Regia? 488.000. Petre Dănuț, la cine te-ai gândit? Salut. Eu l-am pe Chelu în agenda. Îl ai pe Chelu. Chelu, da. Chelu. Chelu, Chelu, da. Chelu, Chelu. De, la, de când ai fost la Humor? De când am fost la Humor, da. Câți valori are Chelu? Da. Ești foarte curios. 138.000? Cred că pe Facebook avea mai mult, cred că ai ales greșit. Ștefan Abadiu. Ștefan... Cum? Ștefan Abadiu. A, Ștefan Abadiu. Da. Ce este? Este actriță. Este actriță. Cer scuze, nu prea urmăresc filme. Poți să arăți la telefon, te rugăm. Da. Câți followeri are Ștefana Badiu, care... Wow! Close to Cârge. Ceva simplu. Ceva simplu. M-am gândit la Alex Dobrotă. Pe Alex Dobrotă. Ești sigur că te-ai uitat bine la agenda aia? Și ai văzut Dobrotă și ai zis, nu, Dobrotă e. Nu-mi plac celebrități. Și că Dobrotă e la început de followeri, așa. Ok. Cât are Alex Dobrotă? 3.000! Cătălin, 3.000! Deja știu că ești primul care urca. Ierarhia este așa. Răileanu, Dobrotă, urci primul. Pe locul 2 este Iulia cu Ștefan Abadiu. Pe locul 3 este Păune cu Cârje. Pe locul 4 este Petre Dănuț. Pe locul 5, Micuțu te-a dus penultimul, Moise. Și pe locul 6, Ana Baniciu. Bravo, mă! A meritat facultatea. Cătălin Răileanu, primul din seara asta. Cum ești, Cătălin? Ești bine? Sunt bine, bine, bine. Hai să vedem. Hai să vedem cum ne distrăm. Ia uite. Mamă, da. Asta zic. Da, uite că scrie ceva acolo. Da, scrie. Cred că un an și două luni, dacă nu mă înșel. Bă, da, clar era îmbrăcat foarte bine. Mhm. Plăceau pantalonii aia pentru că ajungeau fix până unde trebuie să... pantalonii preferați. Mai avem poze cu Cătălin? Nu mai avem. Nu. Avem, în schimb, un mesaj video primit. Salut, Cătălin Răileanu, frate, te susțin la The Mike, știu că ești cel mai bun, pentru că te știu de când erai, de când erai, dă tot ce e mai bun, te pup, baftă mult acolo. Cine e George? Frumos, nu? Cine e George? El e George Tănase. Bun! Stai, zi-mă, Iohannis sau ceva. E mai multe, ce vrei tu să fii? Da, ce vrei să fie? Multă baftă, ești primul om din seara asta, mult pe cine încălzește publicul și să fie un episod marfă, te pupam, baftă! Cătălin. Salut. Baftă. Mersi. Doamnelor și domnilor, primul concurent din acest episod. Aplauză pentru Cătălin Răileanu! Bună seara, bună seara, Cisnădie, bună seara, Sibiu. Eu sunt aici și mă bucur foarte tare. Trebuie să adresez ceva prima dată de la iPhone 3 din 2008, de atunci ce mi-a mai intrat părul în ochi. De atunci nu am mai făcut așa ostentativ gestul ăsta. Și nu știu dacă sesizați în accentul meu mediteranean, dar eu sunt din Moldova. Și fiind din Moldova, o bună parte a vieții mele am ieșit doar cu moldovence, pentru că nu aveam viză de futut extern. Și din perioada aia mi-a rămas la suflet o basarabeancă. Am chemat-o pe la mine ca să discutăm despre Basarabia, pământ românesc. Și... acum, nu știu cum sunteți voi aici în Cisnădie când vine vorba de sex, dar mie îmi place o femeie vocală. Pentru că, bă, până la urmă e un proiect, se întâmplă lucruri, te poți să zic un deget în cur neașteptat, vrei să afli un feedback, vrei să afli ce se întâmplă. Femeia asta nu scotea niciun sunet, nimic. Tot ce se auzea acolo era un gâfâit și carne lovind carne, coșmarul veganilor. La un moment dat m-am gândit să scot eu niște sunete, dar am scăpat ca într-un templu de la tibetan, când dacă rup tăcerea, îți bei pișatul sau ceva. Bă, dar apoi a zis ceva, în sfârșit a zis ceva, dând ochii peste cap, a zis așa: văleu, 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 mămăică, mămăică, dă-ne ochinii, dă-ne ochinii. E văleu, 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 mămăică, mămăică, dă-ne ochinii, dă-ne ochinii. Vă și traduc că suntem la Cisnădie, e aoleu, aoleu, bunicuță, bunicuță, dă-mi-o bine, dă-mi-o bine. Am vrut să încep și eu cu tătăică, dar cred că pierduse momentul, așa că m-am uitat la Emily Rose de Chișinău, proaspăt exorcizată, și am zis că, bă, ești ok? Și la care ea zice, da, mi-am dat drumul. Ceea ce, bă, și eu îmi dădusem drumul, de la al doilea valeu de frică. Și apropo de strică de femei,
Am auzit prin cartier recent o femeie strigând așa disperată. Te-ai culcat cu târfa aia, terminatule, mi-a mirosit toată viața cu tine. Păi și mă gândeam că pare că ăsta e formatul pe care îl trăim, e formatul de la Insula Iubirii. Avem niște cupluri și printre ele inserate niște ispite. Hai prin aplauze, cine de aici a fost înșelat sau a înșelat vreodată? Bun, pentru cei care nu ați aplaudat, vă înțeleg. Dacă nu știți, nu există, nu s-a întâmplat, asta e soluția. Dar asta cu adulterul, să știți că e doar vina noastră. Dumnezeu și-a făcut datoria. Ne-a trimis aici pe pământ 10 porunci ca să știm ce să nu facem ca să ne fie bine. Avem porunca a 7-a care spune să nu comiți adulter și apoi revine în porunca a 10-a și spune să nu tânjești la soția aproapelui tău. Bă, e singura poruncă care se repetă. Prin comparație, să nu ucizi e doar o dată. Și merg la, apropo tot de asta cu adulterul, merg la dansuri latino, la salsa, bachata sau ciabata, cum mai spuneți voi. Și acolo suntem un grup de oameni, o comunitate, mergem la petreceri, e cumva ca în club, doar că ne știm între noi. Și fiind în comunitatea asta de vreun an de zile, mai aud bârfe. Mă rog, le aud, sunt fier pe bârfe. Și bă, mă uitam că eram cu oamenii de la dansuri și mă gândeam că, bă, dacă tot avem tehnologia asta la dispoziție, cred că ar fi interesant la o seară de petrecere, în timp ce noi dansăm acolo și ne simțim bine, să bage ăștia niște lasere de culori diferite și să arate cine s-a putut cu cine. Cred că ar fi o combinație foarte bună. Și o tipă de la masă a spus, bă, nu-i ok, asta ar strica multe familii, ar strica multe cupluri, ceea ce, revenim la aceeași soluție, dacă nu știi, nu există, nu s-a întâmplat. Și o să vă las cu ceva frumos, tot apropo de adulter. Recent a fost ziua mea de naștere și am fost la Sinaia cu niște prieteni. Și acolo cel mai bun prieten al meu s-a dat la gagică mea. Acum, și ei îi place de el. Eu iubesc pe oamenii ăștia pe amândoi, doar că devine dubios când încep ei să se iubească între ei. Asta devine dubios, mă simt eu ăla futut. Și ce m-a enervat cel mai tare, ce m-a durut cel mai tare în toată treaba asta e că creierul meu s-a blocat pe ceva în momentul ăla. Și o să vă arăt și vouă pe ce s-a blocat, sper să meargă, ia să vedem aici. Nu pot să-l mai opresc, scuze. Băi, oameni buni, eu am citit Freud, am citit Jung, am citit Kafka, am citit Dostoievski, mai nou am citit Gabor Mate. Și din toate astea am rămas cu Adi Minune, numele tău e scris pe undeva. Vă mulțumesc, eu am fost Cătălin. Ați fost minunați. Am reușit! Am adus manelele în Casa de Cultură din Cisnădie. Da. Bravo, mă! Bine că n-am filmat la Timișoara. Doamne! Adevărat! Eram adevărat! Mirel! Da! Vă că ține o râgâială. Mereu mă e prin surprindere, frate. Cătălin, eu te-am mai văzut pe scenă până acum. Nu te-am ascultat niciodată cu interes, să fiu sincer, dar acum da. Mersi frumos. Și, nu știu, pare că te așteptai să iasă mai bine decât ai ieșit. Țin că ai dat impresia că ai păstrat cumva ce crezi tu că aveai mai bun pentru runda următoare, deși vedem. Da, nu știu, ai avut așa puțin energia unui suplinitor de religie cool. Pare că ai multe secrete ascunse în pădure. Nu știu, ai... A fost ok. Ai avut niște construcții bune, cumva... Glumele de la sfârșit simt că puteau să lovească mai bine. Puteau să existe, da. Puteau să existe. Vezi? N-ar fi stricat să fie. Vezi că la episoadele trecute am simțit că am fost prea cu mâia din când în când. Mă bucur că ești aici, Bucălaie. Da, o să vedem cum se descurcă ceilalți. Bravo, Mirel. Mirel, mereu. Bă, mereu. Pe feedback, numărul 3, așa. Nu. Mirica. Eu m-am deprimat un pic, sincer să fiu, și nu neapărat din cauza materialului, dar mă uitam la el și îmi dau seama că așa o să arăt și eu în 3 ani. Și... Cel mai fericit caz, Mirica. Dacă mi-a ajutat Dumnezeu. Așa, răspunde-te în episodul. Eu stau pe spate, sunt ok.
În rest, nu știu, nu am nimic de zis, adică mi-au plăcut cumva subiectele și ideea și cu dansul și cu toate căcaturile alea, doar că mi se pare că ai recitat textul și cumva trebuie să o dai de parcă oamenii nu știu că tu zici chestiile astea pe care le știi deja, să pară un pic mai natural, să pară un pic mai pe un moment. Iar cu cititul, cu Jung, cu Kafa, cu chestii, mai citește și unul Tsukamataru, balancează un pic și ia-ți din atitudine. Tresorul de lei și de fraier, adevărat? Vă mulțumim, Mirica, mergem mai departe la domnul Gabriel Gherghe. Eu te-am văzut că aștepți ceva, cât timp făceai număr, n-am știut ce. Și mi-am dat seama ce așteptai, să pui maneaua, deci câtă bucurie ai avut. Dar să vezi în spate ce a fost. Deci efectiv, se vedea bucuria că a pus maneaua aia. Nu, n-ai fost foarte prezent acolo în... Și aia cu părul în ochi la început, aia nu. Oh my, cu părul în ochi, gata. Lipsă de experiență. Nu, și de păr. Și de păr, mai important. Da, și la fel, ai început multe chestii. Ai început și cu textul, cu tipa care vorbea. Carne bătând carne, aia mi-a plăcut. Aia sună așa aliterație. Dacă băgai și un prin vulturi, vântul viu, vuia, ne-nomorat. Asta a rămas, cu carne bătând carne. Vedem ce carne va bate, ce carne seara asta pe scena de Mike. Vom afla în spatele scenei. Mulțumim foarte mult, Gherghe. Radu Bucălaie. Mie mi-a plăcut foarte tare cum ai început, ai avut o atitudine bună. Cred că de obicei e foarte important dacă pușcă sau nu prima glumă. Cred că la tine n-a pușcat din cauza faptului că prima glumă ai zis că se simte accentul tău. Să știi că nu se simte accentul tău. Și de acolo oamenii au fost, care accent? A, ești moldovean, am înțeles din glumă după aia. Okay. Nu uita să respect semnul, trebuie să stai semnul, microfonul ții ca pe un fanfaron, așa, zici că o puță murdară. Și la final părea așa că era o sesiune de terapie care ai zis, bă, știi ce, eu zic asta pe scenă. Că dau bani. Da, că da. Exact. Dar, bine. Mersi frumos. Mulțumim și noi. Dacă simți să îi scuip sau ceva, putem să facem asta. Nu? E foarte bine. Cătălin, îți mulțumim foarte mult. Mulțumim. Poți să ieși din scenă în pași de dansuri latino? Chiar dansezi latino? Da, dansez latino. Chiar dansează latino. Foarte tare, bravo. Mersi frumos. Băi, îți mulțumim mult. De Cătălin, mulțumim foarte mult. Aplauze pentru micuțul Will! Bravo, bravo. Wow, cum a fost? Wow, rău. Da, nu, m-au luat emoțiile rău și a fost cum a fost. Iată cine vine spre noi, Bogdan! Nu pot să cred! Iulia Nica, nu pot să bună cred. Iulia, bună! Bună seara, cum ești? Ești pregătită de show? Nu știu. A doua concurentă, ți se pare un punct bun în show? Un line-up ok? O, cum se zice, mă? Ce? Nu știu ce vrei să zici. Când intri al doilea, ca poziție în show? Rânduială. O rânduială bună? Nu e numărul meu preferat, numărul meu preferat e 3, dar bun, e aproape. Bun, hai, pleacă și vii a treia, te rog. Okay. Hai să vedem cum arăta Iulia. Iulia sau Cosmin? Nu, cum trebuie să blurați numele ăla, că nu e numele meu. A, nu? Trebuia să tăiați, trebuia tăiat ăla, scuze. Iulia? Trebuia să-l tai eu. Crezi că Cosmin Jipa. Oh my God. Ce face Cosmin Jipa pe... Da. Să vedem cum arată. Mai păstrezi legătura cu el? Nu, dar cred că e polițist. Deci e mult mai ok decât tine acum. Da. Iulia, ai primit un mesaj de încurajare. De la un prieten foarte apropiat ție. Dragă Iulia, sunt cel mai mare fan al tău. Dacă ceva nu merge bine cumva între tine și iubitul tău, să știi că eu sunt aici pentru tine. Mult succes, ești minunată. Măi, tu-ți dai seama că nevasta lui Birta își vede asta mereu dimineața. Iulia, multă baftă îți dorim. Da. Mulțumesc. Și să fii cea mai bună. Doamne ajută. Multă baftă îți dorim. Rupe scena. Pa, baftă acolo. Un mesaj pentru băieții care sunt la tine în grupă? Hei, baftă, să vă hidratați, să fiți sănătoși, să fie distracție și să mâncați legume, nu doar carne, nu știu. Ah, nice. Ai început cu ghivece, ai încheiat cu ghivece, ai făcut un cerc foarte bun. Baftă pe scenă, mulțumim mult! Pa. Oameni buni, sunteți pregătiți pentru următorul concurent? Da! Vine pentru voi! Haideți să oprim cu aplauze, cu chiuituri pe Iulia Nica! Bună seara! Numele meu este Iulia și am 16 ani. Azi dimineață eram pe stradă, în drum spre liceu. Și vine un domn, merge așa pe lângă mine.
Și se oferă foarte politicos și chiar gratis să îmi dea limbi în pizdă. Nu, nu, că se vede ceafa. Asta s-a întâmplat, ce, e doar adevărul. Iartă-mă, nu știam că o să vii la concurs, să îmi pare rău. Asta a zis. Scuze. Asta a zis el și eu i-am răspuns, nu mulțumesc. Am acasă un unghi. Glumesc, evident. Nu am 16 ani. Ce? Băi, chiar ați crezut asta? Da. Termină, păi, termină, nu. Și atunci eu ce fac cu erecția asta? Nu. Da, nu am 16 ani. În rest, totul e adevărat. Chiar mi s-a întâmplat chestia asta când aveam 16 ani. Chiar am acasă un unghi. Nu e unchiul meu. Iar acesta este cel mai dubios mod de a spune că sunt măritată. Pentru că da, când vine un, cum îi zice, un pervers de ăsta insistent la tine, nu e suficient să îl refuzi într-un mod normal, să-i spui nu, mersi, pleacă, lasă-mă în pace. Nu funcționează niciodată asta. Trebuie să-i spui ceva și mai dubios, să-l sperii un pic, să faci un pic de kung fu mental. În fine, hai că nu vreau să ziceți că vorbesc doar de probleme de femei. Nu, vreau să facem un sondaj. Vreau să aplaud de bărbații. Mulțumesc, mulțumesc. Iar acum aplaudați, domnilor, dacă vi s-a întâmplat vreodată să se dea la voi un homosexual. Ok. Cine nu aplaudă e urât. Ok, ok, deci mă înțelegeți. Ok. De acum numai adevărul despre mine, promit. Am 30 de ani, mă doare spatele, îmi put picioarele. Sunt foarte interesantă, știu. Lucrez la corporație. Mai avem corporatiști aici? Nu prin aplauze, nu. Terminați, terminați. Prin oftat. Oh. Oftez, oftez ușurată, pentru că nu e chiar atât de rău. Nu e chiar atât de rău să lucrezi la corporație. Poți să faci tot felul de lucruri. Poți să faci credit. Poți să faci un tichet. Poți să plătești rate, facturi, să-ți cumperi mâncare în rate. Da, chiar vorbeam zilele astea cu un prieten, îmi zicea că la el, la corporație, au un concurs. Se numește Lingăul de Aur. Da. Iar dacă câștigi, ești promovat, devii Head of Operations. Vă dați seama, când ești Head of Operations, nu ai și pielea pulii. Ești capul pulii. Da. M-am simțit cam prost, m-am simțit cam proastă în ultima vreme. Așa că am zis, bă, hai să-mi văd și eu ceva nou, să înlărgesc orizonturile. Și am intrat pe internet și am aflat despre teoria multiversului. Hai să vă zic ce am înțeles. Teoria multiversului ne spune că există un număr ipotetic de universuri posibile, inclusiv ăsta, care universuri conțin
tot ceea ce este și tot ceea ce poate fi. Deci se poate să fii și cu pula în cur și cu sufletul în rai. Și cu asta eu vă mulțumesc, oameni buni. Astea au fost 5 minute ale mele. Bine, Alex de la Spioanele! Bravo! Okay. Bravo! Mirica, cum ți s-a părut prestația Iuliei? În primul rând, felicitări. Întotdeauna primesc cu brațele deschise depresia zilei, așa de... Este fantastic. Mi-a plăcut, mi se pare că ți-a mers bine. Într-adevăr, pantalonii tăi au fost mai tight decât materialul. Mulțumesc! Cu drag. Nu știu dacă e meritul tău. Da. M-a distrat foarte tare bucata asta. Mi s-a părut că ți-a mers destul de bine. Ca atitudine și ca energie, dacă vrei să menții energia asta, cred că trebuie glume, niște glume mai bune care să pice, să puște mai tare. Dar în rest, iartă-mă, nu știu dacă e un compliment sau nu, dar nu mă așteptam să fie așa fain. Mulțumesc! Frumos, Bucălaie, văd că ai lacrimi în ochi. Na, ce să zic? Iulia, am râs copios. În primul rând m-a amuzat foarte tare de fiecare dată când foloseai un cuvânt vulgar, pentru că erai conștientă că îl foloseai și vulgaritatea de obicei și în stand-up și oriunde, vulgaritatea, să știi că nu e dată de cuvintele în sine, ci e dată de intenția din spate. Și tu, pentru că de fiecare dată erai conștientă că folosești pizdă, lingăul, capupulii, atunci devenea foarte dubios. Am apreciat foarte tare jocul actoricesc. Te-ai gândit să dai la teatru? Da. Da? Și ai dat? Nu. Eu vrei să dai? Am 30 de ani. Uite, primești meditații gratuite cu Radu Bucălaie. Am rate de plătit. Așa că a zis să se apuce de stand-up. Și cred că lungitul cuvintelor nu este neapărat o opțiune foarte eficientă pe scenă. Când tragi de vine, am fost la ea. Cap. Mi se pare fantastic cum eu mă uit la tine în foaie. Adică voi nu știți ce. Adică Radu Bucuraia a dat o jurizare cu multe cuvinte, dar el tot ce a scris pe foaie a fost așa: colanți, joc actoricesc, pizdă. Și lungitul cuvintelor. Ei. Și mă doare că n-a zis nimic de colanți încă. Păi nu, că a zis Mirica că vreau să zic să-i schimbe. Vrei să îmi promiți că dacă treci în semifinală vii identic îmbrăcată? Sau mai alți colanți? Nu la mine, nu, sigur, vin absolut identic. Mergem îmbrăcată în Sibiu și luăm. Nu am multe haine. Nu, cred că au în Cisnădie niște colanți. Cine are o pereche de colanți în Cisnădie? Doamna din Cisnădie care are la ea. Gherghe, cum ți s-a părut? E primul concurent la care n-am scris nimic pe foaie. E unul. Am fost prea fascinat de ce se întâmplă pe scenă. Cum ar spune Radu Bucălaie, de această pizdă în colanț cu joc scenic. Care lungește cuvinte. Wow! Asta era pe verticală, de fapt. Cum spunea și Mirica, ți-a ieșit foarte bine. Noi putem să dăm chestii tehnice, dar oamenii au râs. A fost un moment foarte awkward, funny, ceva. Adică ai tu ceva al tău acolo. Nu s-a pus un diagnostic încă, dar tu ai ceva al tău. Okay. Și l-ai folosit bine în seara asta. Mi s-a părut așa un început de sketch de Revelion de pe vremea mea, de îmi put picioarele, domnul Drăcea, și cui put picioarele din sală să aplaude? Serios, ai menționat că îți put picioarele doar pentru că ți s-a părut că e amuzant, doar pentru că ai crezut că o să râdă oamenii, că e o femeie care vorbește despre faptul că îi miros picioarele? Chiar îți put picioarele? În ziua în care am scris gluma asta, chiar îmi puțeau picioarele și mă simțeam prost pentru ce-am că... Ce-am zis să scriu o glumă? Că... Zis, bă, două variante, mă spun să scriu o glumă, da. Era mai ușor, morții eram la tastatură. Eu aleg gluma mereu în cazul ăsta. Da. Și colanții tot de acolo ca să nu urce mirosul spre nas. Mirel, cum ți s-a Mirele, părut? Ia zi. Mam, bă, a fost ceva în aer, mâncați aici în ultimele 5 minute. Nu știu ce s-a întâmplat. Ăsta, mirosul. Eu te-am mai văzut, Iulio, pe scenă și de departe acum ți-a ieșit cel mai bine decât te-am văzut până acum pe scenă. A fost minunat, nu știu, a fost foarte amuzant. Am râs foarte mult, dar simt că din motive greșite uneori.
Eu am numărat undeva la 3-4 glume în 5 minute, dar cumva s-a râs constant. Asta a fost un moment ciudat, o să fie greu de jurizat ulterior după ce îi vedem și pe ceilalți. Mi s-a părut amuzant, am râs cu Bucălaie că la un moment dat ai început să te joci cu șnurul de la hanorac doar pentru că n-ai păr. Și n-am mai știut ce să... Ai, dar e scurt. Hai că e scurt, nu că e. Băiatul înainte n-avea, sigur, noi acum. Nu mai faci, da, nu știi cum e. Dar dacă ziceam scurt, nu era așa funny. Vezi și, na, da, o să fie interesantă jurizarea. Ne vedem pe insula Mako. Cam asta ar fi. Te-ai supărat pe noi acum, oh, sincer? My God. Nu m-am supărat pe voi deloc. Mulțumim foarte mult, Iulia. Bă, să nu vă lăsați paharele de spate. Țineți palma peste ele. Le mulțumim foarte mult, juraților. Mergem în spate să verificăm asta cu picioare dacă e accurate și revenim, oameni buni. Ce-a fost asta, mă? Coaie. Da, mie mi se pare că ea vorbește și off the stage tot așa. Bă, nu știu, dar m-am stricat. Așa era Vlad Bilț, îl mai țineți minte pe Bilț? A murit? Când trăia Dumnezeu. S-a lăsat de droguri și nu mai amuzant. Asta crezi că îl făcea? Da, chiar faceți părțuri împreună cu partenerul, partenera voastră? Cine face asta? Prin aplauze. Avem cupluri în sală? Eu n-am putut, frate, niciodată să fac. Băi, cum vine, mă, treaba asta? Bucălaie și se bășește urât, să fiu sincer. Adică... Păi eu, dacă n-am... S-a terminat. Mie mi se pare că bășinile sunt extraordinare. Este incredibil cât de mult poate să-ți placă o bășină împuțită și la alți oameni. Da, mă, când e a ta, da, și când e singur, ești prost, da, mamă, ce bine am dat. Asta e chestia, apropo de stand-up. Și să mai fac glume despre bășini. Mi se pare că glumele despre bășini sunt exact ca bășinile. Mereu amuzant. Am râs la prima, dar de la a doua, dă-te-n pula mea două afară. Da. Deja e prea mult. De la a doua scoate curul pe gem. Dacă oamenii s-au distrat, pot eu să-i judec. Mă bucur că au râs. Mă bucur să fie. Oh, șanse, iar poliția. Salut, ce faci? Salut. Sunt bine, sunt bine. E bine, zic. Păi nu mai dă microfoane, care are oricum aici. Hai să vedem cum arată un copil care făcea oamenii să râdă. Ok. Da, da. Un outfit de vară. Cum e? Crezi că de la o vârstă fragedă îți dai seama ce ești de fapt în interior? Crezi că din cauza pozei astea ai fost dat afară din poliție? Acum le dau motive, sincer. Aici, păi, i-a cerut Florentie, fă-mi un ciucurel la tortive. Hai să scoate ciucurelul. I-a zis numai că să vii la o jumătate oră și le aduc înapoi, stai liniștit. Cine crezi că ți-a dat mesaj? Orice. Și de la ce secție? Asta e, sper doar să nu fie cu foști colegi, atâta tot. Hai să vedem. Salut, Florentin, am aflat că ți-ai dat demisia din poliție și nu o să încep acum cu regrete, că știi cum e, din interior se văd lucrurile altfel. Vreau doar să-ți urez succes în noua carieră pe care ți-ai ales-o și mai ales la acest concurs, dar vreau să-ți atrag atenția că trebuie să tratezi cu seriozitate, pentru că în stand-up comedy nu-i ca în poliție și n-ai perioadă de tutelă. Te bagă băieții direct în pâine. Așa este, de așa este, da. Să mergi direct acum la lecuință, după care te stăuși pe scenă. Multă baftă, Florentin. Bravo, și ține de carnet. Florentin. Da. Ai emoții? Foarte mari, da. Chiar nu știu cum ai fost polițist. Nici eu nu știu. Dar nu mai sunt. Asta voiam să-ți transmitem pe cameră încă o dată, că nu mai ești polițist. Și mi se pare fantastic că ai făcut trecerea asta de la polițist la stand-upper. Full time, așa, nu? Da, doar asta fac acum. Foarte nice, da. Foarte nice. Îți urmezi visul, practic. Da, asta se întâmplă. E visul meu să am emoții acum în seara asta. Baftă pe scenă. Pa. Oameni buni, de al treilea concurent din acest episod, aplauze și chiuiel pentru Florentin Băune! Hei, bună seara, oameni dragi, stimate juriu, Mirel. Dați-mi voie să mă prezint, numele meu e Păune Florentin. Am emoții să fiu în seara asta aici, în fața dumneavoastră. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar eu sunt în Tellerman. Nu știu dacă v-ați dat seama după accent, dar eu sunt sărac. E grea viața în Tellerman. Eu de la drag ne-am luat doar dantura și la dăncilă mustața. Dar bani n-am luat de la niciunul, bani n-am pupat acolo. E grea viața la țară. E cineva care a acoperit la țară până aplauze? Ok. Pentru cei care n-au acoperit la țară e foarte simplu. La țară e important un singur lucru. Al cui ești, atât. Știi? Nu contează dacă ai bani, nu contează dacă ai studii. Bă, al cui ești, să știe lumea de unde să te ia. Cel puțin tata asta mă întreabă. Bă, al cui ești, că cu mine nu semeni.
M-am mutat la București. La București nu există Alcuiești. Acolo e de unde ești? Ești din Cluj, ești ardelean. Ești din Telorman, ești săran. Ești din București? Asta nu crede nimeni. Să găsești bucureștean în București e cel mai rar lucru. Eu am 6 prieteni bucureșteni și toți sunt moldoveni cu aia, toți. Asta mă șochează. E grea viața la București, nu o să vă mai vorbesc despre bucureșteni. Ungurii, în schimb, e mai greu aici. Nu știu ce să vă zic despre ei. Eu am avut suficient bani cât să călătoresc pe lume, să văd lume. Am fost la Bran, foarte mișto la Bran. E cineva care a fost la Bran până aplauze? Ok. Oameni cu bani în seara asta, oameni cu bani. Dacă ați văzut, la Bran poți să-ți iei două lucruri. Poți să-ți iei ceva cu Dracula sau un chiurtoș colac. Astea sunt variante. Eu ca orice român am vrut să-mi iau și eu un chiurtoș. Dacă m-am dus așa spre chiurtoșerie, am văzut-o pe tanti Naghi cum vârtea la coca aia. Bă, băiatule, parcă deschidea geamul la Daci, așa se mișca. Cu o lene pe ea. M-am dus la tanti Naghi, i-am arătat cu degetul ce vreau și Naghi a început să vorbească cu mine în maghiară. Ungurii vorbesc ca o capră cyborg, ați văzut? Se uita Naghi ochii mei acolo, era mechete, echechel suș, dă-mi un chiurtoș cu nucă, că asta vreau. Pentru cine nu știe, chiurtoșul e un prezervativ pentru cozonaci, cred că asta este chiurtoșul. Serios, dacă un boromir fute o boromiră, îi sparge nuca, cum s-ar zice, nu știu că să zic mai drăguț, îi sparge nuca. E, dacă boromirul ăsta nu-și pune chiurtoșul, în 9 luni se unci picau, asta se întâmplă, nu e mare filozofie. Ce e dubios la chiurtoș e că e un prezervativ prost. E rup lamele pe capete, nu știi pe care parte să-l bagi. Eu cred că de-aia se numește colac. O faci colac la capă, nu mare pun să iasă. Și totodată se numește și chiurtoș, pentru că așa se aude când îți dai drum. Serios. Chiurt! Atât au putut ei, au făcut o coajă care e desert. Aș vrea totuși să lăsăm glumele cu unguri la vest. Iar tanti Naghi, dacă vezi asta, sper că nu te-ai supărat pe mine, dar... Dacă ai înțeles asta în română, poți să înțelegi și o comandă de chiurtă și nu e nevoie să vorbești în maghiară. M-am zis, am crescut la țară, am stat foarte mult cu bunicul meu când eram mic și bunicul m-a învățat un singur lucru în viață. M-a învățat cum să țin căldarea când mulge el caprele. Mi-a zis că asta îmi trebuie mie ca bărbat să știu. Nu știu dacă știați, dar caprelor nu le place să fie mulți. Trebuie să te pui în pielea unei capre ca să înțelegi chestia asta. O să facem un joc de imaginație ca să înțelegem mai bine. Am nevoie de un voluntar, din primul rând. Dumneavoastră, cum vă numiți, domnule? George? George. George, ție ți-ar plăcea să stai așa în patru labe? Să vină tata ei, să te tragă țâți în fiecare după amiază? Ți-ar plăcea chestia asta? Nu? Vezi? Nici caprelor. De-aia caprele sunt răutăcioase. Eu când eram mic nu mi-am luat bulii în școală, mi-am luat bulii de la capre. Și odată de mine, bă, ce prost e ăsta, mare și strungăreață. Nu-i frumos. Am rămas cu traume, mi-e frică de capre acum. Eram cu o fată pe la mine pe acasă, când s-a pus capră, eu am început să plâng. A trebuit să mă țin de ea ca de căldare ca să pot să-mi dau drumul. Nu râdeți că tot n-a reușit. L-am sunat pe tataie să mă ajute. Tataie, vine un pic, eu dădeam de la spate, tataie o la de țâțic. Tataie, trage-o mai încet, tataie, trage-o mai încet. Mi-am dat drumul pe tataie, asta s-a întâmplat. Vărsă laptele pe el. O să fiu sincer cu voi, de când mi-a dat drumul pe tataie, tataie a luat o raznă. Tataie mai nou e membru LGBTQ. Tataie se identifică ca fiind mamaie. Asta e problema la noi în familie, asta se întâmplă acum. De fiecare dată când se îmbată, își pune baticul în cap, se ceartă singur, face, lasă țuica, mărlanule, lasă țuica. Păi, cu cine vorbești? E rău. Ultima dată când am văzut pe tataie, avea un tricou pe el pe care scria fripturică cozonaci bărbățelului să-i faci. Zic, tataie, unde te duci cu flaneaua asta? Ei, mă duc pe la George, jucă în table, știi? Oameni, dar și cam atât din partea mea, vă mulțumesc frumos, a fost un public minunat. Bravo, Florentin. Drăcea, zi tu cu cine vrei să începi jurizarea, că tu simți mai bine oamenii. Bucălaie. Da. Florentin, bun. Eu te știu pe tine, cred că... Mi-ai luat permis odată? Fost polițist, nu? Da, da, corect. Cred că ai greșit puțin la început cu gluma cu București. Da. Fiind în Cisnădie, oamenii nu aveau repere. Ok. Nu. A, reper cu București, nu repere în viață da. În general. Nu, de exemplu, se mai întâmplă dacă ești la început și faci stand-up în București sau pe Maicuri și ai o glumă cu metrou, după aia ajungi în Cluj și faci glume cu metrou și oamenii nu râd pentru că nu au repere. Să știi că nu e cazul. Hai să aplaude toți oamenii care sunt din Cisnădie. Hai să vedem. O grămadă. Și restul din Vâlcea. Nu mă manevrezi. Aplaude cine știe ce e la metrou.
Da, bravo. Colae, te-am bătut. Băi, da, așa te raportezi tu la oameni. Eu am zis că ei nu știu ce la metrou. Da, așa ai spus, că ei n-au repere, că sunt de la țară, asta ai spus. Mi-a plăcut gluma cu cozonacul, foarte bună, foarte faină. După aia ai ajuns la gluma cu ungurii. Mi se pare că face gluma cu ungurii face parte din categoria aia cu moldovenii sunt nespălați, ardelenii sunt lenți. Cred că e foarte la prima mână. Și după aia te-ai luat de consilierul primarului. Deci mâine nu mai are loc filmarea aici. Pula, caput. Episodul 6, Cozonacos. Hei, haideți că rezolvăm noi. La Tălmaciu. Îmi facem episodul 6. Mulțumim, atât. Mulțumim, okay, Bucălaie Mirica. Mulțumesc, Madalin. Madalin, mulțumesc, Drăcea. Mie mi-a plăcut, îmi place foarte mult energia ta, Florentin. Ești un... tu, prin prezență, ești un om drăguț și ești plăcut să te uiți la tine, cumva. Okay. Mi se pare că, din nou, adică, faptul că ai avantajul ăsta te ajută și poți să faci niște glume mai bune. La gluma cu patiseria, cu cozonac, cu chestii, faptul că ai fost la Bran, adică a fost destul de irelevant. Și, din nou, e un pic dificil de să pui publicul într-o situație ciudată. Adică dacă interacționezi cu publicul, îi pui capră și stat la mulți sau chestii, cred că trebuie să fie ceva mai mult acolo. Dar în rest mi-a plăcut foarte mult. Okay. Domn consilier, a stat capră la gluma asta? Doar ne-am imaginat, nu a stat pe bună. Acum chiar nu mai ținem mâine aici, Gabi. Nu, ne vom imagina că ținem aici, dar vom fi cisnădioara. Asta se va întâmpla. Cisnădioara. Da, mi se pare că ai început de borde așa un pic în tine, ceea ce poate să fie bine, doar că e și dovada clară că e greu să fii ca bordea. Poate să fie bine, adică... dar nu perioada asta. Dacă e să aleg preferata, bucata mea preferată e clar aia cu cozonacul și boromirul și ce facă e acolo în spate, iese o familie de patiseri. Deși ai început un pic mai greu, a reușit să-i câștigi pe oameni cu bucata asta și s-a văzut cumva că au fost și ei, gen, uite, ne-a pregătit ceva mai ok. Da, și cam atât din partea mea. Mai pune niște glume acolo, mai lasă la dospit. Gabriel, îți mulțumim din suflet. Mădălin, oricând. Gabi, insist. Mirel, ce ne-ai pregătit acolo? Ce glumiță? Cu ce ne-ai mai surprins? În primul rând, ai prea multe buzunare. Ok. Și mă deranjează. Post polițist, pula mea, pot să înțeleg. Ai avut, da, dacă are patru buzunare, dacă le scot pe două, sunt două găse semințe aici de mână. Nu știu ce să zic. Ai avut foarte multe emoții la început, deși te-ai redresat destul de repede. Mi-a plăcut că ai avut cea mai mare energie de până acum, te-ai agitat, ți-ai făcut filmul tău. Eu am vrut să-ți iasă rău, că nu-mi place de tine, da? Dar ți-ai ieșit cel mai ok de până acum și o să mă gândesc ce fac în continuare. Bravo, bravo, mă, Păune. N-ai cum. 3 din 4, gen, din super bine. Noi avem de prea multe ori controlat de poliție ca să treacă pe peste asta. Eu cu Păune avem un trecut controversat și de asta nu... Și tu probabil din anumite motive luai oameni ca el mai des, în fine, e ok. Florentin, îți mulțumim foarte mult. Vedem la final dacă trebuie să nu mai departe. Aplauze pentru Florentin, pentru jurații noștri, pentru... A plecat al meu direct. Aveam undeva la 7 minute și am zis ok, tai o bucată, o să las 4-5 minute acum ca să mă am puțin și pentru data viitoare dacă am ocazie. Ești foarte politicos, felicitări, bafta! Salut băieți, salut, salut! Cum ești? Bine! Ești pregătit? Da! Da, hai să vedem cum arătai când erai mic pe trenul. Eram cu maică-mea aici. Așteptat trenul. Ia, ți-a zis, hai mai în spate, Petre, mai în spate. Pe linia 2. Stai pe linie un pic. Pe linia 2. Hai să facem postul cu ochii închiși. Așteaptă. Cine crezi că ți-a trimis un mesaj de încurajare? Mă, nu știu, bănuiesc că un prieten. Hai să vedem, dar e un prieten. Petre Dănuț, ultima dată când am fost împreună într-o finală, n-a ieșit chiar bine pentru tine, așa că îți urez multă baftă și să știi că sunt cu tine. Mulțumesc frumos, da. Petre Dănuț. Salut. Ai ajuns aici pentru că... Pentru că a fost mâncarea gratis. În ideea asta, baftă pe scenă. Oameni buni, vine pentru dumneavoastră următorul concurent, Petre Dănuț! Cu aplauze cu fiuituri cu energie!
Bună seara, Ciznătie, și bine v-am găsit! Asta zic, asta este energia. Numele meu este Petre Dănuș și eu am ajuns la concluzia că femeile sunt mult mai inteligente decât bărbații, de acord? Da. Asta e, sunteți mult mai inteligente decât noi, dar aveți întrebări infinit mai tâmpite. O să vă povestesc o întâmplare 100% reală din viața mea, ora 11 noapte. Mă ridic din pat, în convoia de spate, în chiloți, dacă mă îndreptam, mă căcam pe mine. Fac doi pași și în spatele meu se aude o voce. Unde te duci? Zic, mamă, sper că vorbește la telefon, n-ai cum să pui astfel de întrebări la ora asta. Mă întorc către ea și ironic îi spun, la femei, iubita. Zice, du-te, bă, că te cași pe tine. Zic, exact, știai unde mă duc, dar îți place să mă controlezi. Dacă îi cer o lingură, ce faci cu ea? Zic, cu ea, cu ce? Cu lingura? Zic, tai salam că doar nu sunt prost să mănânc ciorbă cu ea. Și faceți liste de cumpărături de tot căcatul. O să vă citesc ultima listă de cumpărături pe care mi-a trimis-o mie nevastă mea. Listă de cumpărături. Semințe de in. Semințe de chia. În paranteză, sunt lângă raftul de quinoa. Ambalate în pungi de culoare fucsia. Eu până acum am crezut că fucsia e o înviezure ceva. Ei n-au știut că fucsia e o culoare. Semințe de himen. Pardon, de chimen. Și trece la lucruri mai serioase. Țelină și păstârnac. Cum căcat arată păstârnacul? De unde știe ea cum arată păstârnacul, dar nu știe unde plec eu la ora 11 noapte? Nu face ea pe proastă? Și termină lista cu lapte dulce și lapte bătut. Cum te numești, Daniel, dacă nu te superi? Care e Daniel de aici? Tu ești Daniel. Daniel, poți să ne spui și nouă care e diferența dintre lapte dulce și lapte bătut? Asta zic. Noi doi putem să facem echipă. Pentru noi doi s-a deschis non-stop-ul, Daniel. Putem să găsim diferența. Apropo de foaie, nu scrie nimic pe ea. Sunt atât de prost încât am confundat-o, dar țin minte lista pentru că mi-e frică de nevastă mea. Și ne întoarcem de la cumpărături și nu vreți să ne gătiți. Pentru că voi, femeile, aveți senzația că dacă voi nu ne gătiți, noi nu suntem în stare să ne gătim. Lucru care nu e adevărat. Hai să aplaude bărbații adevărați din public care știu să gătească. Asta zic, sunteți o problemă a societății voi. Din cauza bărbaților ca voi, soția mea crede că eu știu să gătesc. Iar lucrul ăsta nu este adevărat. Știți pizza precongelată de la Lidl? Aia. Mi-am luat o pizza precongelată de la Lidl. Pizza precongelată de la Lidl are instrucțiuni de montaj pentru bărbați proști. Scrie așa. Înainte să introduci pizza în cuptor, scoate pizza din ambalaj. Deschide ușa cuptorului și introdu pizza cu ingredientele în sus. În paranteză, dacă pizza nu are ingrediente, ești atât de prost încât ai cumpărat lipii. Închide ușa cuptorului și apasă pe butonul de start. Lasă pizza să se coacă pentru 5-10 minute. Și exact așa am făcut. Am luat pizza, am scos-o din ambalaj, am deschis ușa cuptorului, am introdus pizza cu ingredientele în sus, am închis ușa cuptorului și când s-a apăs pe butonul de start, pula buton de start. De unde știți voi, femeile, unde e butonul ăla de start? De unde știți voi, femeile, unde e butonul ăla de start, dar nu știți unde vă pleacă bărbații la ora 11 noapte? Am început să citesc pe fiecare buton în parte, pe fiecare buton în parte, un fel de 4 cerculețe, unul plin și 3 goale. Și cel plin se tot muta. Zic, bă, ochiul mare, ochiul mic, ochiul mare, ochiul mic, oven. Zic, gata, mă. Am găsit cuptorul, mintea mea a apăs pe buton, îmi fac pizza, nu-i dau nicio felie că n-a vrut să-mi gătească. Am apăsat pe buton, bă, mâncava-aș gura voastră. S-a aprins un bec în cuptor. Zic, aia e, măcar am lumină. Dacă nu se coace, măcar să încălzește ceva. Nu știu pe ce am mai apăsat, că au pornit și gazele și mintea mea era Daniele Bubuim. Daniele, cheamă pe deșteaptat de nevastă ta să vină să-ți arate de unde trebuie să oprești gazele,
de unde trebuie să pornești cuptorul și data viitoare, Daniele, roagă tu mult să-ți deseneze un păstrnac, că iar ai cumpărat dovlecel, Daniele. Vă mulțumesc! Petre Dănuț, cel de-al patrulea concurent din acest episod. Bă, da, fain! Mirel. Da. Bun, vă mulțumesc mult de jurizare, Petre Dănuț, ne vedem la final. Mi-a plăcut energia cu care a intrat până acum, cel puțin episodul ăsta mi se pare că a intrat cel mai ok pe scenă. De acolo tu știi ce ai făcut. Nu, glumesc. Mi-a plăcut că ai avut cumva o tematică capcoadă, că ai vorbit despre același subiect, ai avut niște construcții drăguțe. Singura glumă care mi-a plăcut în mod deosebit a fost aia cu lipie și pizza cu... A fost simpatică. Am înțeles ce ai vrut să faci cu lista, deși simt că n-a ajutat neapărat. Mi se pare absolut că a fost artificiu. Un set solid. Și a râs ca genul de băiat care zice că trupa lui preferată e Bug Mafia. E mândru că o zice așa. Mulțumim foarte mult, Mirel. Și așa e, l-am auzit în spate. Ascultând. Paraziții. Braz de sânge. Gherghe, cum ți s-a părut prestația lui? Da, momentul ăla cu Fițuica, cu lista de cumpărături, a părut că... Și chinuie să citești, ai jucat-o bine, nu mai văd aici. Părea că l-ai împrumutat de la un prieten mentalist. Ai zis, frate, dau și eu aia cu lista ta. Da, mi-a plăcut structura și că a fost chestia asta de viața, de familie, te-ai tot întors, când te trimite la listă. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, că, bă, ne-ai făcut să părem cei mai retarzi oameni, bărbații. Nu ai știut, frate, să oprești cuptorul de lămâi morții de Mie chiar mi s-a întâmplat chestia asta, nici acum nu știu unde e butonul de la cuptor, de la mine, de acasă. Deci, ai pornit gazele și le-ai lăsat am așa? Am băut 2 litri de vin și gata, n-am mai făcut nicio pizza. Pula. Poate n-ai cuptor cu ei, mașini de spălat. Bă, da, e foarte posibil. Nu mi-am pus și întrebare. Dacă e să aleg ceva cu ce am rămas, și eu am rămas tot cu lipia din setul tău. Bă, ar intra, sincer. Asta e, poftă bună. Ar intra ușor acum, dar nu decizi nădie. Bine, și mie mi-a plăcut foarte tare, foarte mișto energia. La treaba cu lista, scapă de gluma aia cu He-Man. E, și da. Gherghe a fost-o cu ochiul ăla strâmb. Și, băi, în seara asta au fost 2 consilieri de la primărie. Mai devreme l-a luat pe une, pe primul. Și acum, băi, tot pe dânsul celălalt ai găsit, mă. Păi despre el am auzit mai devreme, că îl chema Daniel și... Și noi tocmai ce am zis că posibil să nu mai putem filma aici și tu ai zis să te asiguri că nu mai filmăm aici? Dănuț, e rușine un pic. La final n-am înțeles ultimul cuvânt, n-am prins gluma. Cred că a fost un callback acolo, de fapt. Bine, callback. M-am legat de păstrnac mai devreme și am terminat cu păstrnacul, gen să-mi deseneze un păstrnac, că iar am cumpărat dovlecel. Dovlecel, asta nu înțeles. Da. Mult mai amuzant acum. Da. Acum totul are sens. Era dovlecel. Mirica, cum ți s-a părut? În afară că... Până acum mi s-a părut, adică sunt de acord cu colegii mei în sensul că a fost fain că ai venit cu energie din prima și ai o atitudine destul de... Pare că poți să-i păcălești pe oamenii ăștia că știi despre ce vorbești. Adică orice căcat zici cu încredere. Mi se pare că ești așa un fel de Olivia Ster al stand-up-ului. Da. Ok, lista cu cumpărături, la fel cum ai și Bucălăie, He-Man, drop it, lasă-o în pace. Asta cu bărbații sunt proști, nici mie nu-mi plac abordările astea de vai ce prost sunt noi bărbații că nu știm în morții mă zici, dar aici nu mi s-a părut că a fost cazul, mi s-a părut că a fost o poveste destul de cinstită și despre experiența lui în cazul ăsta, doar că la aia cu pizza congelată mi se pare că ai putea să pui mai multe glume și o să iasă o bucată mult mai bună. În același timp mi se pare că mi-ai dat țeapă cu parfumul la Paco Rabanne când l-am luat atât 6 luni la tine. Și trebuie să închei cu o glumă mai bună la final, dar per total mi-a plăcut, a fost nice. Mai adaugă cineva ceva? Nu. Niște mozzarella. Mi s-a părut că au fost 4 ași pe tricou și cu mine 5. V-am văvat. Mulțumim foarte mult, Petre Dănuț. Vedem la final dacă trei sau nu mai departe. Mai avem 2 concurenți. Nu sunteți pregătiți. Nu vreau să te denigrez, Mirica, dar arăți mai mult a Juvete decât azi mâncați. Mister și tu arăți mai mult a damă decât a rege, da? Sigur. Primim. Galați, s-a întors Galați, ce faci, băi? Băi, de la foarte bine sus când jos sunt din morții mei, să mă mai duc. Bun! Mirilor, deci n-ai văzut ce primele episoade? E loc de mai jos, Edi. Super, perfect. Edi, avem timp. Hai să vedem prima poză că e din morții.
Mamă, sunt atâtea întrebări aici, bă, băiat. Primul rând, ai un mileu pe tine de pe televizor? Cât de mare era televizorul din casa ta? Sau? Au vrut să-l pună lui să vadă cum ar arăta pe TV. Aici era la o cabană. Da, în excursie. În excursie cu clasa. Câștigasem la ping-pong și era foarte fericit. Și aici, lasă-mă să ghicesc, era Babi Minune, araboaica mea. Pe aproape. Nu mai avem poze cu tine, Moise. În schimb, să știi că ai primit un mesaj de încurajare. Ok. De la cine crezi că este mesajul și de ce... M-aș arunca cineva din familie. Hai să vedem. Umorul vieții mele. Mami te susține. Succes. Și la cât mai multe realizări. Te pupă, mami. Te pupă. Să rămână, să rămână. Da, ce s-a, tata n-a răspuns la telefon sau ce s-a întâmplat? Umorul. Deci dacă avem ceva în comun, eu cu mama ta, ești umorul vieții noastre. Eduard. Alex. Ai emoții? Baftă pe ceva. Doamnelor și domnilor, penultimul concurent din acest episod, aplauze și cu el pentru Eduard Moise! Hei, salutare de mic! Dați încă un rup puternic de aplauze și energie pentru voi că sunteți în seara asta aici! Minunat! Sunteți superb! O să vă spun o chestie scurtă la început. Eu am mers anul trecut cu bunica mea în vacanță în Italia cu mașina. Vă simt curiozitatea din suflet, probabil vă întrebați, bă, Moise, de ce nu te-ai dus cu avionul, că ajungi mai repede, că mi-a fost frică, sunt sincer cu voi, a fost frică că la un moment dat eu să nu cobor în jos, iar ea să rămân în ceruri. Bunica mea, o iubesc, e persoana favorită de la mine din familie. De ce? Încă îmi dă bani, o să mă cac pe mine cizne de ei. Mai sunt persoane care primesc bani de la bunica lor prin aplauze? Ok, doar 5 terminați în seara asta, suntem în grafică, suntem ok? De ce întreb asta? Eu am dezvoltat o strategie super mișto când primesc bani de la bunica mea. Ce fac când iau ca să nu par rupt în cur? O refuz la început, știți? Stau acolo, n-am nevoie, Bredie, stai liniștită, dar în timp ce o refuz eu deja am cheltuit, aia 50 de lei în capul meu, știi? Banii zrulați. De asta o iubesc, restul familiei nu. Mai ales de sărbători. Știți că există tradiția aia cu masa în familie de sărbători? La mine se adună toate rudile alea, muisti și bețivi în frunte cu tata. Tata conduce echipa, el e capitanul. Ce mă deranjează e că se pun și vorbesc toate căcaturile. De exemplu, anul ăsta de Paști, tata s-a ridicat tamne-seam de la masă să mărturisească că el nu are un copil favorit. Partea ciudată că eu sunt sigur la părinți, știi? M-ai deranjat, dă-o cu perdea. De asta nu suport sărbătorile. Halloween-ul, nu sărbător. E cineva care sărbătorește Halloween-ul prin aplauze? Ok? Deci, întreb asta, am văzut un tip la televizor care spunea că dacă la noi în țară ar fi puțin mai promovat Halloween-ul, ce vorbești, tata, ar rupe? Și în capul meu era, da, coaie, vreau să te văd cum te duci tu dechizat în vampir în ferentare în București, să văd cum empatizează aia cu tine. Cum îi rupi? Cel mai probabil te duci vampir, te întorci zombi, asta e combinația. Nu o sărbătorească aia din ferentar Halloween-ul. Dar știți de ce? Nu suport ideea de mascație, aici m-am gândit eu. Eu a trebuit să mă duc cu prietena mea anul trecut la o petrecere tematică de Halloween. Nu eu am vrut, ea a vrut, dar ce să vezi, pentru o bucată de pizza faci sacrificii așa în viață. Ce m-a deranjat acolo, că toate femeile erau îmbrăcate în costume de pisicuții sexy. Și m-am blocat un pic, a fost, bă, dar idei să mă faci să mă sperii, nu o să vreau să te fut. Cred că te-ai dus într-o direcție greșită. Totuși, te duci în direcția asta, nu știu, fă mai interactiv, mâine futem și la final îți spui că ai sida. Și eu mă sperii, sărbători fericite, prostule. Fă să ne simțim bine. De asta în ultimul timp nu m-am uitat la televizor absolut deloc. Televizor sunt știri de căcat, reclame de căcat. Eram zilele trecute pe canapea, mă uitam la televizor și mi-a intrat reclamă la Catena cu Arșinel și cu Stella Popescu. M-am blocat, am fost, bă, dar farmacia nu-i locul la unde te duci să iei medicamente să rămâi în viață? Tocmai mi-au făcut reclamă două persoane care nu mai sunt în viață? Tot la fel. Țin minte că Pro TV-ul, când a murit regina Angliei, Pro TV-ul a postat că la 96 de ani, moartea reginei a fost una neașteptată. 96 de ani. Am o străbunică la țară de 80. De fiecare dată când mă duc să o vizitez, iau și două garoafe la mine preventiv. Care-i neașteptatul, Pro TV? Și o să vă las cu o ultimă chestie. Am observat că în ultimul timp nu știu să mai combin femei absolut deloc. Am înțeles că în 2023 femeile caută bărbați inteligenți, bărbați smart, să aibă ce să discute cu el. E adevărat, doamnelor? Puteți confirma prin aplauze? Ei, restul, ha-ha!
aduce bani acasă, trei propoziții, dacă știi și alea cu consoane. De ce am întrebat asta? Că zilele trecute i-am dat mesajul unei tipi, nu m-am complicat cu bună ce faci, nu. Am mers la sigur, i-am trimis direct poză cu mine în timp ce țineam diploma din clasa 5-a de la Olimpiadă. Și am întrebat, ești retardat, ai autism? Și eu mi-am amintit, bă, da, Albert Einstein a avut autism și a fost un geniu. Și am zis repede, da, am autism. Din dorința mea de a fute, m-am trezit cu anunț pe Facebook împreună pentru Eduard, care... Și atât din partea mea sunteți minunați. Eduard Moise, la concurent. Dragi jurați, Mirel, ai mâinile în cap. De ce oare? Cum ți s-a părut în acest moment? E greu, eu zic... Pare că ai auzit că l-am felicitat pe Dănuț pentru energie și tu ai intrat cu toată energia din lume. Da, ceea ce a fost bine, ai avut foarte multă încredere. Tu ne-ai deschis, ai deschis multe show-uri la care am fost și eu și cumva știu toate glumele, așa că o să mai iau mai mult după public și cumva a fost bine. Felicitări, te-ai ținut bine. Din toate glumele mie îmi place la mult aia cu ideea de mascați, ceea ce... Să fim serioși, mă deranjează doar că... Eu știu că tu ești prietenul destul de bun cu Păune, dar ați venit îmbrăcat exact la fel în capătura voastră. Nu, Păune e îmbrăcat altcumva, cum astea sunt hainele lui Păune. Să le vedem și pe altă culoare. Astea sunt alea bune, deși le-au cumpărat împreună, da. Da. Da, drăguț, foarte drăguț. Mulțumim, Mirel, Mirica. Da, mi se pare foarte drăguț că porți aparat dentar, semn că Moise n-a despărțit doar apele, a despărțit și dinții. Da... Asta scriam acum, îmi pare rău. Adică dacă mă lăsai, dacă îi luai pe Buclăi și pe Gherghe, după aia o dădeam mai, mai vrei bine. Să mă întorc? Te mai las? Nu. Mi-a plăcut foarte mult energia asta de vin și... Rup tot. Sau rup tot, semn că distracția coxtă. Și parcă, adică după ce l-am ascultat pe Eduard Moise, îmi vine să votez cu aur. Așa, asta e... reacția mea pe total. Dar o încredere și mi se pare că dacă oricum o dai, dacă merge un pic mai prost decât te-ai aștepta, pare că nu-ți pasă ceea ce trebuie să lucrezi. Faci chestia asta. Nu, în sensul că trebuie să le dai la oameni ideea că, bă, eu nu râd, dar omul ăsta se comportă de parcă o dă bine, deci e ceva prost la mine, e ceva greșit la mine. Și atitudinea asta mi se pare că ajută foarte mult, respecte doar Moise. Mulțumim foarte mult, Mirica. Domnul Gabi Gherghe. Da, mi-a plăcut gluma cu bunica ta care îți mai dă încă bani. Mă rog, glumă, adevărul bunesc, dar... și cu mascații, da, o combinație de energie și act out foarte bună, adică ești acolo, se potrivește. Aia cu retardat și autism, poate nu, că chiar nu-i același lucru. Okay. Dar a sunat bine cumva acolo și mi se pare că e cel mai bucureștean moldovean pe care îl cunosc. Te duci și faci combinații cu rudele acasă? Poftim? Te duci și faci combinații cu ai tăi acasă? Le vinzi chestii din București? Momentan nu. Dar bine. Mersi. Bine, Eduard. Mulțumim, Gabi. Radu? De asemenea și mie mi-a plăcut. A fost un moment pe care eu îl pun la trecute. Cred că... De asta mă bucură? Cred că de acord că ar trebui să apeși puțin frâna. Ai fost okay. Puțin prea accelerat. Okay. Lucru care probabil l-a și dus la unele împleticiri ale limbii și nu da, unele da, cuvinte da. Nu s-au înțeles. Mi-a plăcut foarte tare gluma cu Sida. Într-un univers paralel, cum zicea fata, poate okay. S-ar fi râs. Perfect, vă mulțumim foarte mult, dragi jurați. Nu ne părăsiți, mai avem încă un concurent. Edi Moise, aplauză pentru el, vă rog, care a fost. Un concurent rămas și facem bubuia la aia mare. Ai ceva sfaturi de la jurați pe care o să le iei mai departe? Nu. Și ultimul concurent de azi, Mihai Benga! Cum arătai când era mic? Să vedem. Hai să vedem, nici nu mai știi. Pe mine mă faci, poți dai din nou în spate o poză și din nou în față? Același scaun. Același scaun, 10 ani. Tare sau ce? Sărăcie tare. Ce să faci? Ar fi tare ultima, poți să fie cu el acum pe scaun, s-a tras doar aici. Proaspăt ieșit din spital? Posibil. Era puțin pijama. Posibil, eu am mai avut probleme. Posibil. Pare că a dat un pic sonda la o parte pentru poze și după aia o ia înapoi. Da, am o întrebare. Te drogai când erai mică? Pare, nu? Cam fugeam maxilarul, dacă... Prima boabă. Și aici ajuns tot un super clar claviculele alea ieșite. Mihai, hai să vedem de la cine a primit mesaj video. Ai vreo așteptare? Nu. Crezi, simți ceva? Nimic. Nimic. Nu mai simt nimic. Hai să vedem.
Mihai Benga, succes, să nu te caci pe tine cum a făcut fiul meu și relaxează-te acolo și o să fie totul bine. Succes! Îl pup. Pe cine? Pe ăla mic sau pe ăla? Multă baftă, să nu te caci pe tine, Mihai, cum a zis, să mă da. Căca și... Măcar lucre. Concursul ăsta, te rugăm, nu te căca. Haide, Mihai! Ultimul om în seara asta! Mihai, tu ești un om care știe să câștige competiții. Corect. Ca energie, sunt sigur că o să dai mai mult decât ne arăți acum, probabil. Nu. Oameni buni, sunteți gata pentru ultimul concurent din această seară, Aplauze, chiuituri, gălăcie, confeti, vine pentru voi Mihai Benga! Bună seara! Bine, Mihai! Bună seara! Am venit în seara asta să trag un semnal de alarmă, pentru că în societatea în care trăim se întâmplă un fenomen extraordinar și anume obiectificarea bărbatului. Mă uitam zilele trecute la un film și din titlu mi-am dat seama că bărbatul nu o să primească niciun credit. Filmul se numea Buzoiancă bună în dragi, țâțe superbe, studentă la drept versus Bartai mătărânga de negru. Ceea ce mi s-a părut cam urât. Vreau egalitate între nume. Vreau egalitate între nume pentru că mă numesc Mihai Benga și nu-mi place numele meu. Nu-mi place numele meu pentru că, în cazul care nu v-ați dat seama, Benga e numele de familie. Ceea ce e puțin ironic că cu așa nume nu prea știu cine ar vrea să facă o familie cu mine. Pă bune, nu cred că e vreo femeie întreagă la cap care de-abia așteaptă să povestească prietenilor la cafeluță ca noaptea da Benga în ea. Nu e asta o fantezie, doamnelor, și înțeleg că la un moment dat e o presiune socială să te ia cineva. Dar să te ia Benga nu e pont. Nu? Dar n-am ce să fac, ăsta e numele meu, nu-mi place, plus că nu-mi place din următorul motiv. Când eram mici, gândiți-vă așa, eram amenințați de părinții noștri că dacă nu suntem cu minți, ne dau la țigani. Corect? Nu sunteți de acord. Ideea e că copiii romilor când nu sunt cu minți, sunt amenințați de părinții lor că dacă mai fac prostii, ia Benga. Ceea ce-mi dă niște bătăi de cap că eu stau la garsonieră? Pă bune, dacă mă apuc să-i strâng pe toți la mine în garsonieră, zici că suntem la Alex Velea în studio. N-am nevoie de asta. Okay. Dar n-am ce să fac, ăsta e numele meu, moștenire de la tata. Și pe lângă nume am mai moștenit o treabă de la tata, o mare durere în pulă de a repara orice în casă. Nu știu dacă și la voi, când se strica ceva la mine în casă, așa rămânea. Și dezvoltam în familie propriul nostru sistem de funcționare. Dacă nu erai rudă de gradul 2, nu prea te descurcai la noi acasă. Știți ușa aia de trebuie să stai cu umărul, să o împingi, să o tragi, să ridici de clanță de două ori, să spui crezul invers să se deschidă? Aia e ușa mea de la casă de 2 ani. De 2 ani de zile mă vizitează doar rudele, că nimeni nu știe să intre. Am și termopanul tip safe, trebuie să pun urechea pe geam, să dau în sus, în jos, să facă clic în nord, clic în sud, ca să rabatez. De deschis nu s-a deschis niciodată. Nu-mi plac medicii, n-am încredere în ei. Aveți încredere în medici prin aplauze? Foarte bine, foarte bine. Eu n-am încredere într-o anumită categorie de medici, ăia d-o seamă cu mine. Bă, că dacă ești d-o seamă cu mine, eu nu cred că-ți faci treaba cum trebuie, că eu știu cum îmi fac treaba. Eu-s corporatist, dacă e vineri seară, dau un mail, nu dau un mail, eu tot banii ăia iau. De ce ar fi la medici diferit, nu? Dacă mă duc o durere de spate și el îmi dă ceva de dinți, nu tot șpaga aia eu dau? Nu-l deranjează. Și am stat să m-am gândit și am zis că o să fac așa. O să vorbesc cu un medic și o să văd dacă e adevărat. Dacă au și zile în care îi doare în cur de pacienți. Și nu mai bine că prietena mea e medic, Mădălina Stanciu la județean la Sibiu, să nu vă ceți niciodată. Și am întrebat-o așa, băi Mădălina, zi-mi și mie drept, ai zile în care n-ai chef să te duci la muncă, te doare în cur de pacienți? Mai ales că cu 2 săptămâni într-o duminică am fost cu ea la nuntă. La 4 dimineața dădea femeia așa, tu zici că le avea pe rețetă. La 9 intra în gardă. Ce a lucrat ea în ziua aia? Și știți ce mi-a zis, mă? Mi-a zis că nu, Mihai, că noi ca medici am depus un jurământ. Zic, bă, dacă ăsta e argumentul tău că la sfârșit de facultate ați făcut serbare, las-o în pula mea. Și acum are niște filme noi, mi-a zis că a auzit ea că medicii buni pleacă în Germania. Da, i-am zis să stea liniștită că pe ea în România o îngroapă, nu pleacă nicăieri. O scot ăștia de la județean cu picioarele înainte, altfel n-au cum.
Și mi-a zis, domnule, trebuie să mergem în Germania, trebuie să învățăm germană. Zic, bă, Mădălina, ți-a luat 6 ani să înveți 12 cuvinte compuse, tu ai văzut cum au ea limba? Las-o, dracu, vrei și în plus, eu sunt din Argeș. Să ai femeie în Germania nu presupune să învăț o limba. Nu? Dar n-am ce să fac, bineînțeles, 18 luni intensiv germana, băga fratele vostru, știți cu ce am rămas? Am rămas cu 3 lucruri, bă. Volkswagen izbit în zid, Eins, zwei, drei polițai și Donau, Damm, Schiff, foarte retizitet, în Haubetrieb, Werkba, Unterbeamter, Gesellschaft. Un cuvânt. Bă, v-am zis un cuvânt și v-a crescut puțină mustață aici în față. Bă, bune, vă dați seama cum era la cursul ăla intensiv, mă mai întrebau colegii, Mihai, mergem la masă, îi ziceam, Mein Führer, mersi, eu am pachetelen. Și ăsta am fost eu, Cisnădie, ați fost minunați. Fost tank, Cisnădie, tank! Iată și ultimul concurent din această seară. N-aș vrea să fiu în pielea juraților, pentru că mi s-a părut un episod foarte strâns, sincer să fiu. Gherghe. Da, mi-a plăcut, ai avut multe glume în setul ăsta. Multe glume, adică cu panci, cu mulțumesc. Râs. Deci, wow, bravo, încredere. E luat pe oameni, ai salutat un pic. N-am înțeles, i-ai întrebat pe oameni dacă au încredere în medici, după aia n-ai făcut nimic, doar i-ai întrebat. Mai arunci întrebări din când în când. Nu, n-ai legat nimic, mă gândeam că o să zici ceva. A, voi aveți, nu ai fost, eu n-am. Atât. Da, cred că trebuia să zic că eu n-am și era funny contrastul. Nu, a fost funny și mi-a plăcut mult beat-ul ăla cu chestii stricate în casă. Eu încă am chestii stricate în casă, te înțeleg perfect. Mersi. Frumos. Nice. Mirel? Da. Mi-a plăcut. Ai avut atitudine, încredere, energie, livrare. Pe scenă ai stat super șmecher. Premisa cu obiectele din casă care nu se repară mi-a plăcut mult, deși simt că mai auzit-o, nu sunt sigur la cine. Oricum, probabil ai avut, adică sigur, te-ai dus în alte glume, oricum, nu e ca și cum. Direcții foarte bune, construcții, o să fie greu de ales, sincer. Foarte frumos. Mirica? Mulțumesc că... Trece. Băiatul cu delinic. cu adidașii. Mi-a plăcut, mi se pare că nu știu sigur dacă a fost o chestie gândită sau la ultimii 4 oameni care au fost pe scenă, le-am apreciat foarte mult încrederea. Și fiecare dintre noi a zis, băi, ce mi-a plăcut încrederea ta. Și apoi următorul a venit cu și mai multă încredere, și mai multă încredere, și mai... Cum îți explici chestia asta, crețule? A fost fain din nou, cum am apreciat și la alți concurenți. Bă, dar ce pula mea râde? Stai puțin că nu înțeleg. Cine vă arată pula pe sumasă, doamnelor? Că nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Mirica, din nou la tine, salut! Mulțumesc, domnul Mădălin. M-a simțit... O secundă. Am stat un pic cu curul strâns la gluma cu încrederea în medici, pentru că și eu pe scenă am aceeași premisă, doar că... Plus că după aia mă duc acolo, îți dai seama. O să tac acum să văd unde se duce Bucălaie cu chestia asta. Sperăm că acasă după asta. Bucălaie, cum ți s-a părut momentul lui Mihai? Voiam să mai zic ceva, apropo de... Ce muist! Mai, e corect, eu l-am întrebat. Deși apreciez cârșe. Gluma cu Führerul la final, întotdeauna îmi plac glumele cu Holocaust, Auschwitz și genocid. Sunt preferatele mele. De-aia mi se pare... Eu întotdeauna... Bă, hai să vă zic... Ce e bine că pe YouTube vom avea subtitrare. Asta e bine. O să înțeleagă toată lumea. Și pentru oamenii care vă uitați pe YouTube, apăsați pe butonul de CC ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Și mai jos e un bunos donat pentru Mirica. Tot mai jos în descriere îl găsiți. Îți plac glumele cu Mein Führer, cu îmi plac glumele cu Mein Führer, cu chestii și îmi plac glumele cu chestii. Mie mi se pare, nu știu dacă știi chestia asta, dar când vine vorba de calorii, ok. Un om are 120.000 de calorii. Unde? În viață? Sau? În viață. Un om întreg. Gen, 100 de grame de alune au 600 de calorii. Da, da. O pizza de la Edis de aici, din centru, are 1.000-1.100 de calorii. Cam așa. Au fost ani în care a avut 700-800. Da. Un om, 120.000 de calorii. Mamă, deci Bucălaie zici că șofer. A început podcastul de mic. Scuze, vorbim. Un om până în câți ani are 120.000? Mi se pare odată cu vârsta mai adun calorii și caloriile se lasă.
Se să pare lungeze că... chestia asta și râdeți de mine pentru că mă simt bine. Se vede că bucălai mers mult, da, cu bord, dar e obișnuit să vorbească cu bețivi. Asta e. Ce vreau să întreb și unde vreau să ajung? Te rog. Dacă încă nu s-a terminat, încă nu... Dacă un om are 120.000 de calorii... 120.000... Câte picioare? Urmează întrebarea. Urmează întrebarea. Câte calorii ai tu acum? Voi vă dați seama câte calorii a ars Hitler? Să moară, mă! Bravo, tată! Mulțumesc! De la cine am luat? Bun, Mirica, e final? În rest, am mai... Aș mai vrea să continui cu... Tot ce mai am aici pe foaie, mai am Benga Bengay. Asta e tot ce mai am. Nu cred că pot să fac ceva cu asta. Ia-o, faci tu! Mersi, frate. Mulțumesc, apreciez. Ne auzim în serie. Mulțumim, Bucălaie. Ce te rugăm, vorbește tu. Eu cred că nu mai caută nimeni filme porno cu numele Buzoiancă Futută în cur de trei bărbați. Cred că sunt titluri vechi. Acum se caută Stepmother, Stepsister, blochete din mașina de spălat. La fel, glumele cu Benga, probabil majoritatea ne așteptam să faci glume cu Benga, ceea ce nu e neapărat greșit, doar că au fost astea la prima mână. Am apreciat foarte tare gluma cu Alex Vela, mi-a plăcut. Și la gluma cu tatăl tău care nu repară lucruri, cred că în locul geamului poți să găsești altceva, pentru că din nou e un lucru, un obiect care se deschide. Și ai o glumă despre ceva care se deschide și după aia în loc să te aștepți să vii cu altceva, un alt obiect pe care nu-l repară, nu știu, și tu vii tu cu un geam, tot care se deschide. Gen, relația cu maică ta. E aceeași construcție de... Da. E târziu Bucălai că l-am dat deja pe net, adică nu mai putem modifica geamul. Pe viitor. Pula mea, dacă vrea, dacă nu... Perfect. Arde-o pe aia cu geamul, două mărții. Mai faci tu glumuri cu deschis lucruri, adică... Vă mulțumim foarte mult, dragi frumos jurați. Invităm pe cei cinci concurenți. Haideți! Haideți să vedem cine pleacă Merit acasă! Mamă, jucați-o pasă! Incredibil! Eu zic să aleagă Mirica cât mai repede! Haideți să veniți mai în față să o vadă oamenii. Mai ești... Hai că stau... Cine pierde, simplu. Nu, hai să ne strângem. L-am avut pe Vlad Olteanu. Da. Nu, Vlad, cum îl cheamă? L-am avut pe Vlad Oprea și am reușit. Haideți că putem. Dragi, urcă pe scenă lângă noi. Dragi jurați, începând cu domnul... Mirica. Sergiu Mirica. Hai să luăm cât mai e cu noi. Mirica, pentru cine se stinge flacăra în această seară? Pentru Mădălin Cârje. Asta este omul care a mers în seara asta. Dar, printre toți oamenii, dintre toți oamenii, deși am fost coleg la firma care se numea Nobel, unde ce faci? Nobel am, evident. Dar merg mai departe cu Iulia Nica. Deci nu mergi mai departe cu Iulia, adică Nica, o scoatem din competiție. O scoatem total din competiție. Ban pe viață! Iulia, ne pare rău. Mulțumim. Trângeți puțin rândurile. Drăcea, cu cine, pe cine provoci să dea un alt om afară? Pe Gabi Gherghe. Gheghe. 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 Tap, 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 îngerașilor. Dați-i bani la băiat. Thank you for Gheghe. Gheghe. Da, nu, e un pic mai dificil, o să merg cu Petre Dănuț Irinel. Mulțumim, Petre Dănuț, ne părăsește în această seară. L-ai dat afară pe Petre? Nu-l dau afară pe Petre. Fă-mă ce vrei. Vrei să-l... Ce vrei să faci cu el? Eu acum fac scandal. Ah. L-ai dat afară pe Petre? Da! Rămâne Petre Dănuț, s-a stabilit, da? Da. Mirel. Ce znădie, pula în curs, fie... Și ai dat-o pe Iulia afară! Am asta ajuns aplaudăm în acest punct al serii, oameni buni! Asta aplaudăm! Tezbulange! Mirel! Da! Pe cine elimini în seara asta? A fost un episod strâns, am o persoană care s-a evidențiat pe care nu o suport, dar... bine că n-aleg ultimul oricum. Am început, după ce l-am văzut pe Toma, am început să utilizez și eu note și, trăgând linie, eu o să... plec acasă cu, nu, cu Cătălin Răileanu. Cătălin Răileanu ne părăsește, mai avem trei oameni, decizia este la Radu Bucălai. Șpau, joacă cu e greu. Să știi că aici se apropie cadrul pe tine, e muzică de suspans, imaginează-ți.
O să te consulți cu vecinul tău. În primul rând să începem de aici. Pe cine nu suporți? Dintre concurenți. Pe tine și pe Drăgea. Bun, am plecat. Deci eu nu plec, mă, de lucru la Mihai. Zi. Pe Mihai, cine îmi trimiți acasă, Bucălaie? Și Eduard, Mihai, Florentin și Eduard, unul dintre ei trebuie să plece acasă și se schimbă viața complet. Care e premiul cel mare? 3.000 de 3 euro. 3 fucking mii de euro? Neimpozitabili. What? Acum că mă uit la voi, v-ați îmbrăcat în 3 nuanțe diferite de jeg. Mâncați-vă de curat. Să moară mama mea. Un jeg de după dulap, de sub pat. Atunci când sunt un boy band din Băi, să mă chiar mai greu. Bucălaie, trebuie să iei o decizie. Ești invitat o serie. Cu cine mergi acasă la București seara asta? Da, așa, deci Florentin... În Tesla. București, alea, Pet, așa, nu-i așa, Eduard, Eleza, aici, bam, 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 și Mihai cu Benga. Recapitulăm. Mihai, da. Benga, Florentin Păune, Eduard Moise. Seara asta, cer care o să plece. Auzi? Da. Omul căruia, din păcate, am venit până la Cisnădie să-i stric viitorul. Mirica nu pleacă, dar se culcă primul lejer. Trebuie să terminăm, că oricum ambulanța e în față, l-așteaptă pe Mirica. S-a dedublat, oricum nu mai e cu noi acum. E la munte. Bă, frate, toți suntem... Cine i-a oprit headset-ul merită mărire de salariu. Bă, băiatule. Suntem interconectați. Suntem intercontinental. Intercontinental. Suntem toți. Mulțumim, intercontinentalizat. Bun. Hai, Bucălaie. Îmi pare rău, dar cel care pleacă în această seară este Florentin. Florentin Păune ne părăsește, oameni buni. Mihai Benga și Eduard Moise merg mai departe. Ne vedem, băieți, în semifinale. Bravo. Plecați acum. Bravo. Vă rog să faceți un pas în față ceilalți patru. Vă mulțumim foarte mult că ați fost. Iulia, ești din ceilalți patru. Pe scenă! Din păcate, cei patru ne părăsesc în seara asta. Un ultim cuvânt pentru ei de încurajare, de Mirica, dacă tu simți că nu e ok. Te-au părăsit cum te-a părăsit pe tine Bretonu. Bă, e nouă asta! Îmi cer scuze, e 10. Bun! Vă mulțumim foarte mult pe nota asta. Da, ne vedem data viitoare. Ne pare rău că ne părăsiți. Ne vedem data viitoare. Puteți să ne părăsiți acum. Bravo. Mulțumim foarte mult, dragi jurați. Bucălaie. Sunt onorat să fac parte din acest juriu. Cred că e mult peste ceea ce îmi permit eu. Și vă mulțumesc că m-ați chemat în această seară. Wow! Bucălaie, pentru noi e wow că mergi cu tricoul curat acasă. Din ce? Wow, adică wow. Erai între Popinciuc și Mirica. Orice se putea întâmpla. Între Bomă și Purici. Îți mulțumim foarte... Îți mulțumim foarte mult, Bucălaie. Aplauze pentru cei trei jurați care... Cei permanent cu noi, plus Bucălaie. Vă mulțumim că ne-ați vizionat. Trebuie să mulțumim foarte mult sponsorului nostru. Move Leasing, Hai cu Tesla, Meridian Taxi, Headline Management, The Food, că ne-au ajutat foarte mult, Sound Creation pentru sunet. Bravo. Sunteți absolut minunați că vă uitați la noi pe YouTube. Nu uitați de like, comentarii și ne vedem episodul viitor. Pace și nădie! Pace și vouă! Cum vi se pare decizia? În primul rând mă duc la baie să scot morcovul din corc, care era băgat. Bă, nu știu, nu pot să-mi dau seama că și Florentin a fost ok și Petre. A fost greu, gen. Din asta înveți. Intri cu energie, asta cred că m-a ajutat. Nu neapărat glumele, cât faptul că am avut încredere și am fost acolo. Aveți material mai bun pentru semifinale sau trebuie să căutați? Nu, eu am. Acolo sunt și eu. Nemulțumiți de decizie, Florentin? E fix ce visam. Să fie în ultimii trei și să fie eliminat. Da, da. Bă, asta e. Am râs de geană când s-a bucurat la alegeri și cred că asta e karma. Mergem în instanță? TAS? Da, mergem la TAS, da. Am luat-o personal pentru că am fost colegi la Nobel și cred că de-aia mai... S-a părut destul de personală, deci... Nu, glumesc. A fost greu, adică erau 3-4 oameni care meritau să treacă, dar da, mă bucur că sunt aici, mă bucur că am dat niște material la The Mic. Bă, băieți, sunteți voi, sunteți episodul cu numărul 5. Sunteți putere, sunteți energie. Bă, lumea o să vă vadă pe YouTube.
părinții o să vă vadă, trebuie să aud, bă, ăștia sunt copiii mei! Au, au, au! Toată lumea să fie mândră că vă cunoaște, da? O să fie în trending loc 1 în România! Intrare, scenă, glumă! După glumă, ce băgăm? Glumă, nu, mai bagi o glumă! Încă o glumă! Topper, una din bulgară, una furată! Bă, băieți! Sunteți pregătiți de meciul ăsta? Da! Bă, o să aveți în fața voastră o echipă, bă, sunt 150 de oameni în fața, mă rog, 152 cred că sunt. Vreau să fiți pe ei, că la are nu-i lăsați. La pauză nu merge, schimbați, da, crowd-ul, vorbești cu ei, de cât sunteți împreună, da? Hai, dă mai! Haide, 3, 2, 1, dă mai!